ruga să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire! Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, în vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți, căci știți pe Hristos cel răstignit. Căutați, nu este aici, ci a înviat, precum a spus. Veniți și vedeți locul unde a zăcut Domnul. Mergeți de grabă și spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au fost cuprinse, au cuprins picioarele lor și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș, au spus căpeteile preoților iudei toate cele ce s-au întâmplat. Atunci, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom liniști și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Amin. Slavă ție, slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și nedeștire.